Bună ziua și bine v-am găsit. Alături de noi îl avem astăzi pe Horia Constantinescu, candidatul PP-USL la primăria Constanța. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră această campanie până astăzi? S-a desfășurat așa cum vă așteptați? Au fost noutăți? Ce ne puteți spune? Mă bucur că foarte mulți dintre cei înscriși pe lista pentru fotoliul de primar au început și copiază multe din lucrurile sănătoase așezate de noi în spațiu online și mă refer aici la interacțiunile live. Sunt deja mulți dintre aceștia care au ales și ei să iasă în fața alegătorilor în felul acesta. Mă bucur foarte tare că s-a ridicat ștacheta campaniilor trecute într-o zonă de interacțiune directă cu alegătorii. Motiv pentru care astăzi, pentru a veni în întâmpinarea timidității unora dintre candidați, am transmis fiecăruia dintre aceștia, la acest moment echipele noastre se află pe teren, o invitație de a participa pe data de 24 septembrie la ora 17 în amfiteatrul mic al Parcului Tăbărcăriei la o dezbatere publică la care, bineînțeles, va fi și este invitată și presa și oricare dintre cei care consideră că au să ne adreseze întrebări și să vadă modalitatea în care noi alegem să răspundem. Consider acest lucru obligatoriu. Suntem foarte mulți înscriși în cursă. Candidații trebuie să poată să-și asume tot ceea ce spun în scris, tot ceea ce spun prin materialele pe care le împrăștie în întreg orașul. Va trebui să vedem, le scriu alții sau le scriem noi, avem ideile noastre sau sunt ideile echipei de campanie. Ori pentru acest lucru trebuie să fim supuși unui examen de către cei care ne vor alege. Este o inițiativă bună, lăudabilă și nu mi-am inte să fie avut loc o dezbatere electorală la Constanța pentru... Pentru că există multă timiditate și spun asta cu ghilimele de rigoare. De fapt încerc să spun într-un mod mai delicat ipocrizie multă. Există foarte multă fățărnicie și mulți dintre cei înscriși sunt în slujba unora dintre candidați. Există un proverb italienesc care spune chi la fa la speta, cine o face se așteaptă să-i fie făcută. Probabil acesta este motivul pentru care de-a lungul timpului eu, Horia Constantinescu, am fost prezentat ca un personaj care se află în curse în interesele ba uneia de stânga, ba uneia de dreapta, pentru că ei deja, unii dintre ei știu că au astfel de personaje aruncate în această cursă. Și de aceea haideți să ne prezentăm toți în fața constanțenilor și a presei. Noi ne-am imaginat că 30 de secunde sunt suficiente ca fiecare dintre noi să poată răspunde oricăreia dintre întrebări. Odată ce ai foarte clar în minte întregul proiect și tot ceea ce ești tu capabil să faci, cu siguranță poți susține în atât timp aceste lucruri. De ce 30 de secunde? Pentru că suntem 17 candidați și fiecare întrebare, cu tot cu enunț și cu momentul pregătirii acestuia, înseamnă undeva la 10 minute. Și eu vreau ca fiecare dintre cei prezenți să ne poată adresa măcar 15-20 de întrebări legate de cum vedem noi lucrurile, de ceea ce este greșit, de ceea ce este bun, să putem să emitem o părere și aceasta să reprezinte forma, examinarea finală a Constanțenilor înainte de alegerile pe 27. Bănuiesc că nu e o mare problemă să stăm noi, presa și dumneavoastră, candidații, câteva ore acolo pentru a decide Constanțenii viitorul celor 4 ani. Adică așa mă gândesc și eu, va trebui să dedicăm, dacă împărțim și spunem că vor fi 4 ore, înseamnă că de fapt dedicăm o oră pentru fiecare dintre anii ce urmează. Dacă împărțim ora respectivă la 12 luni, o să vedem că înseamnă 5 minute din viața fiecăruia dintre noi și tot așa vom așeza lucrurile până vom vedea că de fapt câteva secunde prin care dedicate celor pe care îi vom întreba și celor care vom răspunde, pentru că voi fi și eu cu siguranță prezent acolo, sper nu singur, vom da șansa constanțenilor de a nu mai fi nevoiți să spună bă, era mai bun ăla sau celălalt. Au fost acolo, au văzut, pot lua decizia corectă.
Și sunt nevoit să o repet și o voi face la fiecare invitație și de aceea am început să o fac și în transmisiunile noastre live. Trebuie să transmit un mesaj constanțenilor, acela de a ieși la vot. Fiecare va avea dreptul să comenteze după aceea dacă a ieșit la vot. Să înțelegem că soarta acestui oraș stă în mâinile celui care se hotărăște să conteze, nu celui care mizează, lasă că merge vecinul oricum și votează, eu rămân la bere. Se poate vorbi de complicitate în cazul neieșirii la vot? Nu cred că vorbim de complicitate. Inacțiunea în general nu înseamnă neapărat complicitate. Sunt situații în care ea reprezintă o faptă, de exemplu penală în sine. Să vezi o persoană muribundă pe marginea drumului, așa cum este orașul Constanța, muribund astăzi. Să te faci că nu vezi acest lucru poate reprezenta o faptă penală în sine, aceea de a accepta ideea că participi cumva activ sau inactiv la decesul orașului Constanța. Este de la sine înțeles că cine nu va răspunde invitației acestei dezbateri refuză să se arate în fața constanțenilor așa cum este. Există deja transmis în mediul online și aici sunt nevoit să fac din nou referire la primarul Decebal Făgădău, care ne-a transmis că raportat la el suntem analfabeți administrativ. Ori eu aș dori să coboare în altul corcodușului în care s-a suit, să vedem cine îi dă dreptul să ne evalueze pe baza ce, că dacă vorbim de un mare administrator de oraș, așa cum se pretinde el, trebuie doar să ieșim din sediul dumneavoastră, ne uităm stânga, dreapta, în față, să vedem că e totul praf. Ori dacă acest ștrul sau, nu știu, am încercat să folosesc alt termen decât bulă, acest al administrației publice locale, e tocmai el chemat să ne evalueze pe noi și unii dintre noi avem rezultate. Atât în viața personală, am construit afaceri, am condus instituții și instituții a căror reputație am ridicat-o cu rezultate notabile, lucruri ce pot fi evaluate de fiecare, chiar și de către cărcotașii lui. Și aici salut faptul că și-a smuțit armata de, nu știu cum să-i numesc, de pioni de mediul online să ne atace postările, să ne înjure. Este nivelul atât al lui cât și al echipei care îl susține, atât pot, atât fac. N-am putut să facă uniți în cuge cinci simțiri nimic pentru orașul Constanța. Au pus puțină iarbă pe bulevardul Mamaia și n-ar fi pus-o nici pe aceea dacă alegerile ar fi avut loc în iunie. Că ele în iunie ar fi fost doar istorie pentru orașul Constanța. Am sesizat că la adresa dumneavoastră au fost scrise mai multe articole sau făcând cercetarea pentru acest interviu. Vreau să vă întreb în ce zone ați fost în ultimele zile, ce v-au spus constanțenii, principale nemulțumiri și ce ați constatat dumneavoastră? Multe dintre lucrurile astăzi rea împrospătate în memoria mea le cunoșteam deja. Am vizitat piețe, am vizitat piața Griviței, am vizitat piața Tomistrei, am fost prin forța lucrurilor în calitate de comisar și am evaluat activitatea administratorilor pieței. Există un reportaj al dumneavoastră cu cel care la acel moment era directorul piețelor constanțene și care își asumă faptul că numai datorită acțiunii noastre, atât cala de carne cât și acela de brânză, au primit vitrine frigorifice, au primit cârlige de inox, adică au primit lucruri elementare sub sancțiunea că am fi suspendat activitatea. Dacă vă aduceți aminte, a fost o întreagă efervescență la acel moment. A fost de voie de nevoie. Și atunci, iată că unele dintre lucruri deja le știam. Despre locurile de joacă nu mai trebuie să vă spun. Datorită sancțiunilor aplicate de OPC, s-a apucat Decebal Făgădău să renoveze parcurile. Dar incredibil, odată cu demolarea celor care reprezentau un pericol real, aș vrea să se înțeleagă ceva. Horia Constantinescu n-a sancționat primăria că n-a demolat locurile de joacă, ci că nu le-a întreținut. Și patru copii constanțeni au avut de suferit accidente grave. Mi-aș dori să știu ce face copilul la cărui gamba a fost secționată dându-se pe tobogan. Mi-aș dori să știu ce mai fac cei doi copii peste care a căzut un gard despre care părinții spuneau de mult că ar trebui înlăturat
Și răspunsul primăriei a fost că nici copiii nu trebuiau să agațe de el. Iată, copiii trebuie ținuți cumva la picior. Și a mai fost un copil care a căzut printre scândurile unui echipament de la un loc de joacă în portul Tomis. A fost momentul în care am spus este suficient, am aplicat o sancțiune, am câștigat în primă instanță contestația, am aflat după redactarea deciziei curții de apel, dacă mi-aduc bine aminte, că undeva de formă juridică a fost pierdut în a doua instanță, nici de cum de fond, nici de cum de faptul, așa cum pretind lucrătorii primăriei, că nu aveam dreptul să sancționăm. Încadrarea ne transmite judecătorii prin intermediul acestei decizii că a fost una discutabilă, pentru că iată o instanță a spus că am făcut bine, o instanță, dar ceea ce promit eu este că acum am învățat. Acum am învățat și dacă lucrurile vor continua așa, am convingerea colegii mei rămași în continuare la comisariat în slujba cetățenilor constanțeni, vor ști de data aceasta să facă un act de la A la Z perfect. Întocmit. Locurile de joacă nu mai trebuie, așa cum vă spuneam, să le redescopăr. Nu mai trebuia, de exemplu, să redescopăr că încă există autobuze într-o stare tehnică precară și dacă tot aruncau cu roșii lucrătorii primăriei peste gardul transporturilor locale și ne întrebau de ce nu oprim microbuzele care sunt în nu știu ce stare jalnică, le pot răspunde că mai interesant ar fi să și igienizeze autobuzele lor. Și voi explica constanțienilor, vă cer voi să fac acest lucru, de ce nu am oprit liniile de microbuze, dar am avut grijă să le fie înlocuite cauciucurile, dar am avut grijă să fie revizuite tehnic, dar am avut grijă să treacă printr-o perioadă de igienizare completă, să aibă tetiere noi și cuse, pentru că dacă aș fi oprit doar pentru anumite dintre lucrurile astea, transportul, mulți dintre cei care cu ajutorul acestui angeau la muncă ar fi rămas acasă. Nu puteam asuma că familii întregi ar fi întârziat la muncă și ar fi periclitat sursa de venit a unei întregi familii. Și atunci eu, Horia Constantinescu, ne iau măsuri idiote numai pentru a da bine în Temir ce poză promovată pe Temir, ce pagină plătită cu mare decimal făgădău de pe pagina primăriei. Horia Constantinescu ia măsuri logice, ia măsuri pertinente și cu siguranță în sensul și în spiritul legii. Însă dumneavoastră ați încercat atunci să stați de vorbă cu primăria, pentru că vă spun acum, probabil ați sesizat de ceva Făgădău pozează în cel care a dat la o parte acele psicrie pe patru roți pe care le denumește așa și că a adus un transport, iată... Din nou, încă o dată, o decizie, în opinia mea, la nivelul... cum spunea în alfabetism, eu l-am numit pe el impotent administrativ. Este la nivelul impotenței lui administrative. Există producător local de autobuze. Nu ne trebuiau 11 autobuze Mercedes. El e un tip care probabil a crescut fără jucării și atunci pe banii constanțenilor își cumpără tot felul de rățuște cu care se joace în cadă. Cele 11 microbuze Mercedes probabil au costat o avere, nici nu m-am interesat cât au costat, pentru că decizia în sine mi s-a părut una la nivelul impotenței lui administrative. Aveam nevoie de cât mai multe autobuze și microbuze. Știți cum se fac achizițiile în privat când faci lucrurile, când iei astfel de decizii pe banii tăi? Întâi evaluezi la ce îți trebuie, întâi evaluezi rentabilitatea și abia iei, după aceea iei decizia de a face un credit, de a lua mai multe, pentru că se dovedește a fi mai rentabil afacerea. Ceea ce avea nevoie Constanța era de o evaluare. De exemplu, mă întrebați de vizitele în cartiere. Sunt cartiere care astăzi nu sunt legate direct de centrul orașului. Sunt cartiere de unde orice copil ar avea nevoie să ajungă, nu știu, la școală, dacă aceasta e în altă parte, sau la unitate medicală, să schimbe 2-3 mijloace de transport. Asta este o formă de gestionare a unui impotent administrativ. Întâi spui, domne, câte ne trebuie, cu ce frecvență, cu ce orar, cu ce capacitate de locuri pentru a fi siguri că toți constanțenii care vor să plece la muncă din punctul A în punctul B vor avea loc în primele autobuze. Că eu degeaba revine unul la 10 și jumătate când respectivul a întârziat deja 3 ore la muncă. Și atunci, după ce evaluez acest flux, stabilesc necesar. După ce stabilesc necesarul și bugetul, îmi dau seama de unde trebuie să iau microbuze. Poate le dădea, nu știu, ori un producător local, ori poate le dădea
un alt producător european în condiții mult mai bune. De ce să dăm bine noi în poza electorală cu autobuz de Mercedes? Zici că l-a cumpărat mamei lui sau părinților lui cadou de nunta de argint. Cam așa. Ascultându-mă puțin în avocatul domnului Făgădău, v-aș spune că, într-adevăr, s-au alipit câteva linii, 2 cu 43, dar atât sau... Da, am văzut și eu comunicatele. Ele sunt la nivelul jenei, așa cum a fost și administrația ultimilor 6 ani. Vreți să vă spun ce m-a cutremurat pe mine tare? Într-o discuție la o altă transmisiune live, la o altă publicație, acesta își asumă, Făgădău, spune, da, domne, am supralicitat în 2016 că m-am făcut promisiune. Da, m-a cutremurat. Da. Aș vrea să mă întreb câtă nesimțire să ai să admiți acest lucru și să nu te ridici de pe scaunul de primar și să mă te declari. Sunt impotentul numărul 1 administrativ al orașului Constanța. Îmi asum faptul că v-am mințit, știam că vă mint, nu e că n-am putut. A supralicitat de atunci, știa de atunci că nu pot fi realizate. Ori acum ne vinde, același ipocrit, ne vinde stadionul, nu european, de fotbal, am înțeles. Păi dacă avea atâția bani primăria sau o astfel de posibilitate, ar fi renovat stadionul, Faro. Dar cred eu că din nou nesimțirea cu care a tratat relațiile cu cetățenii Constanței ne spune cuvântul. Înainte să renovăm, avem un stadion pe care îl vindem ca desen. După care, în 2024, uitându-ne cu nesimțire din nou în ochii constanțenilor, spune, hai mă, nu știți că am supralicitat în 2016? Am mai supralicitat odată în 2020. Și vreau să subliniez un lucru. Au fost președinți americani depistați ca mincinoși în fața poporului și demiși de către bun simț în fața poporului american. Să vă spun, asumarea fără o decizie, fără o demisie este o altă... Este o poveste, l-am învățat de echipa lui de comunicare. Eu îl urmăresc așa că mă distrează. El n-a trecut de cursul 1 al comunicării și probabil nici echipa lui de campanie. Dacă ați văzut, te învață în cursul 1 că trebuie să faci gesturi în funcție de modul în care vorbești și ceea ce transmit. El a rămas la gestul ăsta, dacă ați observat, este o formă de a nota pe uscat, de a nu te deplasa de nicăieri niciunde, iar echipa lui de campanie l-a învățat că poporul român este un popor iertător. Învețe în primele mesaje de marketing și probabil mai ales de marketing politic să apar și să spui, domne, sunt impotentul Constanței, asta e, trebuie să mă asum și cumva ceilalți impotenți administrativ ca și tine și de obicei vorbim aici, adică vorbim în ultima perioadă de aparatul lui care cântă o sanale, dă distribuit pe Facebook, spune, nu-i nimic, noi te iertăm acum, dacă greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Știi ce îmi doresc eu? Să dea cei 4 ani înapoi constanțenilor de care și-a bătut joc. Să ia din viața lui câte 4 ani și celor care și-au pus speranțe că vor trăi mai bine, să le dea din eternitatea ce l-a aștepta. Să zică, bă, luați-mi toți cei câte 4 ani, că eu mi-am bătut joc cu bună știință de fiecare dintre voi. Am supralicitat. Deci și noi am supralicitat acum. Mă, impotentul administrativ, dă-ne înapoi anii de care ți-ai bătut joc, pentru că sunt 40 de promisiuni făcute de această inteligență fulminantă a orașului Constanța, nerealizate, neîncepute. Multe dintre ele se și repetă, acele promisiuni. V-aș ruga să trecem de la utopii și basme la Constanța reală. Care sunt problemele constanțenilor? Ce vă spun? Curățenie. Curățenie. Nici nu trebuie să o spună. Pe oriunde mergi te gândești că, mai ales într-o perioadă în care exigențele noastre față de cei mici sau față de seniori, în general, sunt de a avea grijă asupra igienei și sănătății și ies din casă cu mască, cu mâinile date cu dezinfectant și trebuie să pună mâna pe banca din parc sau să ajungă lângă coșul de gunoi aflat în imediată apropiere acesteia, îți dai seama că deja e contaminat numai când au călcat pe alea parcului. Care parc? Că și ăla de fapt este o adunătură de scame într-o secetă cruntă și mă uitam, am avut o vizită într-unul dintre aceste parcuri,
montase primăria două aspersoare și le deam cu vârstnicii aflați la jocuri pe băncile parcului. Mi-a zis, domnule, noi așteptăm să vină apă în parcul ăsta de vreo 40 de ani când locuim. Nu știu cum o să fac ei să o aibă, zice, nici trezitoarea asta n-a mers, că n-au reușit să rezolve problema de acum 40 de ani. Ceea ce arată încă o dată că primăria habar n-are ce se întâmplă cu adevărat în Constanța. După ce terminăm cu această poveste, ne dăm seama că oamenii au așteptări legate de unitățile de învățământ la care merg copiii sau nepoții. Unde, iată, promițându-se un învățământ gratuit, că așa știm că este un învățământ gratuit în Constanța, ar trebui să aducă, doar câteva sute de lei pentru renovarea și reîmprospătarea zugrăverii din clasă, pentru achiziția de dezinfectanți, cu toate că impotentul de serviciu administrativ ne transmite că deja a achiziționat. Deci câtă minciună colcă e, de fapt se răsfrânge, iată, asupra celor cu adevărat nevinovați copii și tineri care ar trebui și părinți care nu mai știu cum muncesc să țină copilul la școală, să-i oferă acestuia o șansă în plus. Ori toate aceste lucruri deja au dus la o nervozitate ridicată în tot ceea ce înseamnă relația dintre votant și interlocutorul candidat, oricare ar fi acest. Băi, și tu ești la fel, pentru că cumva starea de lehanite este pentru toată lumea, din păcate. Abia după ce stăm de vorbă și le arătăm că unii dintre noi am reușit și am făcut, abia atunci încep să devină interlocutori și să audă și opinia noastră. Ori la acest moment vă pot spune că în urma unui sondaj de opinie realizat săptămâna trecută de noi, repet acest lucru continuu. Electoratul celui care a distrus în ultimii 5 ani acest oraș este majoritatea celor seniorilor de plus 60 de ani și a celor care au făcut sau au absolvit, dacă se poate spune așa, doar 4 clase. Și nu mă refer aici la copiii de 0-4 clase, mă refer la cei care au rămas acolo. Acela este electoratului pe care, iată, el continuă să-l cumpere cu tot felul de gratuități, când acelea reprezintă de fapt o stare de normalitate, cu disperarea de a distribui bonurile, celebrele bonuri emise de primărie, care nu sunt date de ceva al făgădău. Dar el a dat cu pumnul masă și a cerut Poștei Române, atenție mare, funcționarilor să le distribuie până pe 27, transmițând că el a vrut să vină în întâmpinarea domnilor, pentru că probabil nu putea spune că el a emis. Și atunci, cumva, ca să adauge numele lui oricărei afirmații pozitive, cu toate că cele mai multe sunt cele care vi le imaginați la adresa lui și a numele lui, a spus, bine, doamna, spune că din dispoziția mea vor fi distribuite până pe 27 septembrie. Nu înțeleg care e disperarea de a te ține de un scaun. Am ocupat în viață scaune mult mai importante decât al lui DGP. Eu cred că e și inclusiv statutul social. Vă dați seama că DGP al Făgădău dispare în neant, pentru că el nici înainte era cunoscut ca viceprimarul lui Mazăre. El n-avea personalitate, era VP Mazăre, a avut șansa extraordinară să scoată puțin capul la lumină, a beneficiat de inerția simpatiei lui Radu Mazăre, pentru că pe el nu l-a ales nimeni niciodată. El este acela. Nu era prea popular. Adică nu era, dese, cred, diminețile care, uitându-se în oglindă, întreba cine aș fi eu, pentru că nu avea ce să răspundă. Și ar fi răspuns viceprimarul lui Radu Mazăre. Știți unde arătăm o mai mare ipocrizie? Când vedem la acest, mi-aș putea permite, încă primar, am vrut să fiu mult mai dur, dar încerc să îmi cosmetizez dialogul, la cum vorbește de cel care a fost nu numai părinte spiritual, ci cel care a oferit o oportunitate. El astăzi îl înjură și mușcă mâna care l-a hrănit, în condițiile în care mă întrebați ce spun cetățenii Constanței. Toți seniorii regretă pe Radu Mazăre. Nu unul, toți seniorii. 9,99% dintre seniorii Constanței ne întreabă unii cu lacrimi în ochi. De ce Mazăre nu mai este astăzi la alături de ei? Și știți de ce? Nu bonurile făceau diferență, ci modul în care devenea interlocutorul acestora, modul în care interacționa cu ea acolo în desentele, modul în care știa mai bine decât oricare dintre cei care se pretind la ghidonul Constanței
ce probleme au aceștia. Ne vorbesc de cum le-a amenajat locurile de recreere, ne vorbesc de faptul că primeau nu numai bonuri, ci și vizite ale oamenilor pentru a afla realitatea cu care se confruntă, iar astăzi cel pus pe acest scaun din greșeală, din inerția lui Radu Mazăre, în loc să-i sărute mâna care l-a creat, pentru că până la urmă e creatorul lui, îl și înjură și acum cumva se și simte stăpân pe scaunul ăla, în condițiile în care nici dacă s-ar mai renaște de 444.000 de ori, n-ar putea avea un statut comparabil cu al unuia dintre predecesorii lui care au și făcut ceva pentru Constanța. Da, domnia sa refuză să vadă realitatea din Constanța și am scris astăzi un articol despre oamenii străzii. Sunt două femei care dorm pe stradă, din câte mi-am spus conținerea câteva luni, am văzut în comentarii de 2 ani. Există oamenii străzii care stau de 2 ani în condițiile în care a fost pandemie, primăria a fost obligată să ia de pe străzi. N-aș fi vrut să discut acest lucru cu dumneavoastră din cauza unei discuții pe care am avut-o înainte de emisiune. Vă pot duce în zona străzii justiției, unde în niște bordee construite din materiale sub forma unor aplecători locuiesc astăzi peste 20-30 de copii. A căror părinți, pentru că mulți vor sări cu gura somn, nu că știm noi să, nu, a căror părinți muncesc și din diverse, datorită unei diversități de situații, au rămas fără un acoperiș deasupra capului, dar fiecare dintre părinți muncește, nici curent electric nu au. Și vă întreb eu, ce au făcut copiii respectivi? Pentru că uităm părinții, vorbim de șansa la viață. Eminescu nu s-a născut în centrul istoric al Constanței sau al Iașului, cum nici Ion Creangă și cum nici mulți dintre oamenii minunați a istoriei culturii românești. De unde știm noi că nu strivim un spirit înainte ca acesta să învețe să dea din aripi? De ce nu realizăm faptul că nu trotoare pe bulevardul Mamaia și pe bulevardul Tomis, câte o părticică cu cheltuieli de sute de mii de roni ne trebuiau, ci ne trebuia o echivalență a statutului social a fiecăruia dintre constanțieni. Nu este cetățeni de mâna a doua. Ei sunt la fel de cetățeni ai Constanței, fiecare dintre ei, oriunde ar locui. Și de ce să nu ne concentrăm pentru ajutorarea, de exemplu, a celor două femei de care vorbeați, sau a familiilor ce trec prin astfel de situații mai mult decât discutabile, nu numai din punctul de vedere al acestei candidaturi sau acestor alegeri, ci din punct de vedere al statutului unui oraș european. Ne apropiem în unele zone de favelele sudamericane, ceea ce este dramatic, de mahalale. Vorbește de un oraș bogat, un oraș care dă 50.000 de euro pe toaletele alea, încerc să stau cât de cam post, și oamenii mor de foame pe străzi de 2 ani. Eu când vă spun că băiețica ăsta a făcut niște salturi de care săracul nu este conștient, la un moment dat poate îi prezintă cineva pe Sigmund Freud și îi explică că n-a fost un fotbalist la Farul Constanța și o să înțeleagă că frustrările copilării, iată, e dovada cea mai clară că ne urmăresc până la maturitate. El undeva între școală, Taraba, la care lucra în timpul verii, și saltul pe scaunul de primar, a sărit niște etape. WC-urile de 50.000 de euro, eu mă întreb cum acest personaj mai este liber. O astfel de decizie, din punct de vedere penal, în opinia mea, ar trebui să ridice multe semne de întrebare. Cine și cum a luat decizia? Și mai mult decât atât, eu nu înțeleg cum acest personaj, după achiziția toaletelor de 50.000, mai ocupa acela scaun. Cum nu i-au spart constanțenii geamurile cu pietre? Pentru că realmente sunt situații în care te întrebi cine mai are sau nu țigla pe casă. Pentru că avem parcuri în care s-au investit zeci și sute de milioane îngropate în nesimțire prin neîngrijirea continuă acestora. Avem decizii care zgâlție bunul simț și moralitatea. Avem stârpișori în Constanța de sute de mii de roni pe arterele principale și de sute de milioane de vechi pe arterele secundare. Dacă mai închideam ochii la parcările neconforme, poate cu aceiași bani puteam renova unitățile de învățământ, dar facem sală polivalentă. Cine va fi
cine va fi sportivul care va participa la competiție, pentru că sigur nu copilul constanțean care nu are terenuri de sport la școală, nu are baze sportive, a reușit să le distrugă pe toate, nu are terenuri de sport lângă casă cum erau pe vremuri, are o sumă de tobogănașe și de gănașe care ar trebui să fie buni și pentru tânărul de 15 ani. Cu toate că nu mai încapă nici măcar pe tobogan, dar iată că impotentul administrativ al orașului i-a oferit această posibilitate. Domnul Făgădău spune că a fost verificat, răzverificat de orice abilitate. Eu îmi pun câteva semne de întrebare. Moralitatea nu poate fi verificată decât de constanțean la vot. Când ești un om imoral, constanțeanul trebuie să te sancționeze prin vot. Și pentru a nu părea mai brutal decât sunt în limbaj, încă o dată îi transmit lui Decebal Făgădău că o dezbatere publică cu mine poate avea loc și în biroul lui și pe acolo primăriei și în fața primăriei pentru a-mi replica că acolo unde eu susțin astfel de lucruri despre el să-mi poată replica, v-am salvat obligativitatea de transmite care dreptul la replică. Îl așteptăm pe 24 septembrie, dacă familia vă lasă, și aici mă refer la cei mai hotărâți din familia dumneavoastră, vă lasă să participați, la ora 17 vă aștept acolo. Să-mi dați replicile unui intelectual administrativ, dacă noi suntem analfabeți. Vă mulțumesc că m-ați salvat, dar sincer m-am săturat să dau dreptul la replică. Dreptul la replică sunteți replica prin sine, prin forța lucrurilor aveți obligația să fiți să dați o replică. Pe 27 septembrie vom avea un primar care și vorbește cu întreaga mass media și nu cu... Păi da, dar trebuie, n-ați înțeles dumneavoastră, trebuie să-i cântați o sanale pentru ca el să se aplice cu mărinimie asupra unor muritori de rând ca dumneavoastră. N-ați înțeles că el așteaptă statutul de semizeu? El așteaptă la un moment dat să fie canonizat, să îl întâmpine prea fericitul Daniel să zică: bă, nu facem Sfântul Făgădău? Și în ce zi ai vrea măria ta? Uite, să fie în 31 februarie. Și de 31 februarie noi să sărbătorim Sfântul Făgădău, așa îmi doresc. Ar fi un deliciu pentru ego-ul său. Vreau să punctăm mesajele de susținere pe care le-ați primit din partea unor artiști, pe cum Puia și am văzut mai nou Chelu. Vă leagă o prietenie? Haideți să vă spun ceva. Am avut șansa în viață să întâlnesc oameni care s-au dovedit a rămâne interesanți, nu numai de a fi la acel moment interesanți. A fost și salut și sărut mâna doamnei Elisabeta Lipă, care m-a onorat cu un mesaj similar. Nu cred că poate pune la îndoială cineva statura personalității doamnei Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică. Îmi aduc aminte că undeva, mi se pare, în 2008, Horia Constantinescu n-a nici la OPC, nu voia nici să candideze la Constanța. Am primit rugămintea din partea dânsei și m-a onorat de a organiza pe malul lacului Herăstrău, unde eu am o investiție destul de importantă, zile canotajului românesc. Cam același lucru s-a întâmplat și cu prietenul meu, Puia, pentru că ne știm de mult și nu rare au fost ocaziile în care am reușit să ne întindem o mână unul celuilalt. Știți că am activat în zona de cluburi și de restaurante. Cu Chelo lucrurile stau mai special, în sensul că pentru o bună perioadă de timp acesta mi-a stat alături. Sunt puțin mai mare decât el. Mi-aduc aminte, mi se pare, pe coperta albumului Irefutabil menționează că îl dedică mie și unui nepot de-al meu. Am crezut foarte tare în spiritul acestui băiat și ce am putut eu să-l învăț despre viață, iată că se vede că i-a folosit. A fost motivul pentru care mi-a transmis acest material, știind că îmi poate nu numai folosi, ci și o formă de îmbărbătare. Sunt mulți, a mai fost Nicolae Voiculeț, cu care am organizat evenimentul de la Crucea, evenimentul important de la Crucea de pe Caraiman. Sunt mulți oameni pe care am întâlnit în viață și cu care am rămas în relații bune, pentru că atât ei cât și eu ne-am dovedit a fi oameni dintr-o bucată. Nu știu dacă vreunul dintre cei care atunci ar putea fi mult mai mulți, ar face compromisuri de a spune lucruri neadevărate, având totuși o statură socială care impune respect. Chelo, indiferent cât de colorat este spiritul și, bineînțeles, și limbajul, rămâne unul dintre din ce în ce mai puțini bărbați pe care am întâlnit.
Vertical. Vertical, cu cuvânt de onoare, care fără ipocrizie spune lucrurilor pe nume. Nu i-a adus numai bine, cum nici mie nu mi-a adus numai bine, dar uite, iată, fără să ne înțelegem, păstrăm proporțiile, eu nu cânt, dar vorbesc la fel de direct, așa cum... Mesajul contează, da, de obicei. Acum cât timp l-ați cunoscut pe un curiozitate personal? Nu mai știu, pe gândiți-vă, era mult înainte Arbunii Irefutabili. N-aș putea, ba, lăsați-mă să mă gândesc, cred că undeva... 98-2000, mi-aduc aminte că un prieten de-al meu, mamă, ce memorie de bătrân efervescent am, un prieten de-al meu, amator de off-road, de competiții off-road, a organizat un circuit la Giuagiu Băi și a invitat grupul Paraziții, vocal instrumental sau nu știu cum se spune, Paraziții, a fost, dacă mi-aduc bine aminte, și ginerele domnului președinte Băsescu, am uitat cum îl chema, am cer scuze, am un lapsus, iată că totuși memoria de bătrân joacă feste, și acolo i-am cunoscut și ne-am împrietenit unii cu ceilalți, pentru că așa suntem în mod natural. Am fost la ei la studio, vă pot spune, iartă-mă, dau din casă, 9 din 10 melodii sunt gândite ca versificație de Chilo. Este un talent mult peste media talentelor românești în a crea versuri, și a crea versuri mișto, și a crea versuri pe care tinerii să le primească cu sufletul, în primul rând, nu cu mintea. Sunt foarte, și ascult Paraziți în continuare și râd cu soția mea, parcă nu mai e de vârsta noastră, dar totuși mesajul este, așa cum vă spuneam, unul de verticalitate. Și mesajele din piese încă sunt actuale și probabil din ce în ce mai actuale, da, până când se va schimba ceva. Nu sunteți adeptul promisiunilor, a spus și data trecută în interviu că nu doriți să faceți. Totuși, ce le promiteți constant? Ce... Că mă țin de cuvânt. Că mă țin de cuvânt în tot ceea ce spun și fac. Și este greu să treci peste Horia Constantinescu în general. Mi s-a spus și o repet ca anecdotă. Când am sosit în Constanța, am fost invitat de o rudă de-a mea la o masă la un restaurant celebru din Constanța. Unul dintre proprietarii restaurantului, aflând că am fost detașat și delegat la conducerea Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor, uitându-se așa de jos până sus la mine, îmi spune: o să te mănânci machidonii pe pâine. N-am să uit povestea asta. La vreo, cred că o lună și jumătate, două luni de la acest moment, mă reîntâlnesc cu ruda mea, este vorba de un văr de-al meu de gradul de rangul 2, pe aceeași terasă, proprietarul stabilimentului cade de data asta la masă, uitându-se la mine, zice: Balaure, ai speriat pe toată lumea. Horia Constantinescu are două, trei feluri de a fi, are un singur fel de a fi. Horia Constantinescu a arătat că poate lua decizii tranșante indiferent de persoanele care se află în spatele unei societăți comerciale și că poate așeza lucrurile așa cum trebuie. Deci singurul lucru pe care îl voi promite constanțienilor este că toate lucrurile descrise de mine în programul de administrare publică local, toate lucrurile care mi ies pe gură, și anume că voi fi pe stradă ca să verific modul în care vor fi implementate și modul în care va fi curățat orașul, este o formă fermă, este o înțelegere cu fiecare constanțean, iar eu nu-mi iau cuvântul înapoi, îmi respect întotdeauna ceea ce îmi iese pe gură și mă țin de ele. Și mai mult decât atât, tot timpul închei, ori cu Doamne ajută, ori să-mi ajute Dumnezeu și în caz că mint, și El ce are de făcut. Pentru că ne aflăm în încheiere, vă ofer această posibilitate și de a le transmite încă un mesaj contra candidaților bănuiesc să fie prezenți la dezbaterea electorală și constanțenilor. Și să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și să vă urez mult succes în campania electorală. Doamne ajută! Transmit tuturor celorlalți contra candidați sau candidați la funcția de primar că invitația mea este una fermă și mi se pare obligație morală față de locuitorii acestui oraș. Dacă nu, cumva încercăm doar să-i păcălim, constanțenilor le transmit să iasă la vot în 27, indiferent care va fi opțiunea, să iasă cu credința că aceasta poate schimba în bine destinul orașului Constanța. La revedere!